Доброго дня. 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 Doamna Nina, bună seara! Bună seara! Eu mă numesc Ana, sunt de la compania Surprize la domiciliu. Eu vă sentez astăzi o magiată și cu această care de ce ești prana pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Așa, vă dați la ce poți fi? Eu de la cine? De la Ciorana. Corect, da. Vă rog, să-mi spuneți la cine. Dragă mamă, poate nu ți-am spus până acum, dar am fost mereu foarte mândru de tine, de tot ce ești și mai rest, de tot ce ai devenit. O femeie frumoasă, responsabilă, muncitoare, iubitoare, mereu elegantă. Precum sunt florile gingășe, soare luminos, apele limpede și izvoarele cristaline. Așa să fii tu, mămică dragă. Bună, înțeleaptă și frumoasă. În tot restul vieții, să ai parte numai de oameni buni. Oameni care să te respecte, să te stimeze și Domnul să te păzească de toate primejdele. Să calci mereu pe trandafir, pe flori nemuritoare. Să ai în ochii tăi priviri ca razele de soare. Să ai o viață ca în povești, cu vise împlinite. Să dărui celui ce iubești, fără clipe fericite. Cu drag din partea ficiorului Constantin, Nora Ana și nepoțica Bianca. Așa, smeră. Mulțumesc! Și dacă aveți și un mesaj pentru ei, le transmiteți ceva? Da. Eu le transmit multă sănătate și le mulțumesc din suflet. Și iubesc foarte mult. Și le mulțumesc. Mi-a făcut o surpriză foarte mare, că nu m-am așteptat. Pur și simplu e departe de ei. Și m-am așteptat că o să am așa o surpriză. Le mulțumesc foarte tare. Și dumneavoastră vă mulțumesc din suflet. Mi-ați adus acest mesaj bucurie. Vă mulțumesc! Vreau să aduc tare multe mulțumiri surorii miele, că tot timpul au fost alături de mine și la pasul greu care l-am avut, tot timpul m-au susținut, m-au alinat. Într-adevăr, ca o soră, cu suflet mare și mulțumesc din suflet. Pentru prezența ei în viața mea și pentru tot binele care mi l-au adus mie, îi doresc ei însutit și înzecit, înmiit. Domnul să o aibă în pază și să fie mereu alături de mine atât cât eu voi fi. Și să ne împăcăm ca surorile, că doar ca câmpușeala, eu sunt sora cei mai mare. Îi mulțumesc din suflet, eu ființă cu suflet mare. Și vă mulțumim la toți care ne-ați bucurat cu prezența dumneavoastră. Suntem destul de emoționați, de bucuroși, de mulțumim din suflet și le transmitem și la oameni, la copii, la nepoții mei dragi, care cu atâta dragoste față de mama lor s-a târnă și îi dorim și în viitor să fii tot atât de bun la suflet, atât de atent și atât de grijulit pentru mama voastră, și la toți care și dumneavoastră, cu prezența dumneavoastră, ne-ați bucurat. Astea lumina, lumea ne despartă și ne adună iar, valorile vieții noastre nu mai au hotar. Ai plecat, copiile, tot printre străini, ce amară-i pânea mamă printre mărăcini. Lumea ne despartă și ne adună iar, de-aș avea ce face acasă n-ar fi în zadar. Nu-ți pierde speranța, poate că într-o zi împreună alte vremuri sigur vom trăi. Aina, pleacă în lumea mare tinerii români, pentru că la ei acasă-i satul fără pâni. Tot așa ca alții au plecat cei mei, eu cu sufletul de mamă sunt cât mi-e de greu. Trece și Crăciunul, Paștele a trecut, cu miroase în casa mamei până de mult.
Mă gândesc acasă și-mi vine să zbor peste munți și peste dealuri de atâta dor. Lumea ne despartă și ne adună iar, valurile vieții noastre nu mai au hotar. Ai plecat, copiile, tot printre străini, ce amară-i pâinea, mamă, printre mărăcini. Lumea ne despartă și ne adună iar, de-aș avea ce face acasă, n-ar fi în zadar. Nu-ți pierde speranța, poate că într-o zi împreună alte vremuri sigur vom trăi. Bravo! Sunt bărbat, dar plâng ca un copilaș. Dorul mi-a intrat în suflet și e pătimaș. Ochii mamei sfinți din fotografii îi sărut și îi mângâi în fiecare zi. Mama și copilul sunt legați pe veci. Despărțirea aceasta sfântă n-ai cum să o dezlegi. Oriunde prin lume tu n-ai colinda, să nu uiți că mama acasă te va aștepta. Lumea ne despartă și ne adună iar, valorile vieții noastre nu mai au hotar. Ai plecat, copiile, tot printre străini, ce amară-i pâinea, mamă, printre mărăcini. Lumea ne despartă și ne adună iar, de-aș avea ce face acasă, n-ar fi în zădar. Nu-ți pierde speranța, poate că într-o zi împreună alte vremuri sigur vom trăi. Ei, da. Nu-ți pierde speranța, poate că într-o zi